Ne pune ca să ca în fiecare săptămână câte un ministru să vină cu raport pe domeniul de care este responsabil aici în plenul Parlamentului. Și nu are cum să evite acest lucru. Conform Constituției, moțiunea simplă de cenzură se înregistrează în Parlament și ministrul este obligat în decurs de 2 săptămâni, în decurs de 14 zile, să vină în Parlament cu raport. Astăzi înregistrăm moțiunea de cenzură pentru și cerem demisia doamnei Corina Fus. De aceea, în fiecare săptămână, repet, câte un ministru acestui guvern oligarhic o să vină aici la covior. Până când o să ajungă și rândul lui Filip. Dacă restul deputaților care fac mare fum, dacă nu e chestia să treacă la treabă, să facă un lucru concret, ei fug în tufari. Și comuniștii, și vierzii, tot așa. Cine v-a dat indicații? De cine v-ați speriat? În buzunarul cui sunteți? Mari opoziționari sunteți voi. Azi începem cu Corina Fosu și încă o dată, în fiecare săptămână câte un ministru. Și lucrul ăsta vă-l promit. În fiecare săptămână câte o moțiune de cenzură. Vă mulțumesc!